Oh, mamă, frate, ce vis am avut, frate. Nu înțeleg ce a fost cu visul ăla, mă. Cum să fiu adoptat de tatăl strict? Dar era bine măcar că nu eram eu. Adică ați văzut că era Vlăduț, era Cornel, tatăl strict, așa-l chema. Și eu eram Vlăduț, adică aveam alt skin, eram cu totul altceva, cu într-o altă casă. Dar mă bucur totuși că a fost în vis. Și acum nu mai am chestii, peripeții, experiențe din asta. Nici nu mai știu să mai vorbesc la ce am visat, frate. Nu, chiar mai mi-a fost, cred că cel mai urât coșmar pe care l-am avut până acum. Dar acum hai să vedem ce mai putem să mai facem. Mergem și noi acum să deschid ușa. Ce? Darusel, ce mi-ai făcut? Darusel? Darusel? Ce vrei, mă? Ce vrei? De ce te-ai îmbrăcat așa? Adică eu să văd! Cum? Stai! Mamă, stai! Așteaptă rapid! Stai! Bă, stai puțin, că asta nu e... Bă, pe bune, de ce am visat eu că am fost cu tatăl strict și acum îl vede pe Darusel costumat în tatăl strict? Mă, ce facem ăsta? Și de unde știe el de treaba asta, mă, frate? A, s-a jucat prea mult, da, s-a jucat pe calculator cu Ion, cred că toată noaptea, acum așa la filme și s-a costumat un tatăl strict. Am înțeles care e faza cu Darusel, adică, pe bune, nici nu trebuie să mai zic altceva. Bă, dar unde te-ai dus, mă, Darusele? Alo, unde ești, bă, Darusel? Unde ești, mă, ești aici? Mă, ce, mă, de ce erai costumat așa, Darusele? Nu știu! Cum adică nu știi, mă, Darusele? Mă, ce-ai făcut, mă, tu aseară, toată noaptea? Așa, curios fiind, Darusele, ce-ai făcut? Ce-ai făcut tu toată noaptea? Păi am mâncat burger, m-am jucat! Stai! Ce asta? Ia, dă-mi. Ce te jucam, mă, Darusele? Ce te jucat? Te jucat cu Ion? Cu cine te jucat? Ce ai făcut? Ce te jucat, Darusele? Adică de ce erai îmbrăcat așa? Tu de unde știi de treaba asta? Care treabă? Ce? Păi erai îmbrăcat în... Erai cu niște culori pe tine. Și eu știu că e dintr-un joc de pe Roblox. Tu ce te jucat aseară cu Ion? Nimica! Ah, ok, ok, bine, doamne, n-am ce să mai fac cu dar să ai că pe bune, ia mă că mă duc și eu, unde să mă duc, mă, frate, mamă, dar să faci noapte, să faci zi, mă, ce se întâmplă, nici eu nu înțeleg, adică pe bune, bă, da, mașina, dar, bă, dă-i, mașina, bă, eu știu că am adus acasă mașina, mă, dar, Sel, unde e, mă, mașina, dar, Sel, unde ai dus, unde e mașina, spune și mie, unde ai dus mașina? Nu știu! Da, cu cine să te înțelegi, frate, că n-ai cu cine să te înțelegi, cu toți nebunii aici, deja m-am trezit din visul ăsta și cred că eu deja am intrat în alt vis, că dar Sel s-a costumat el în ăla, acum este foarte ciudat, nu știu care e faza, că el pe bune, deja ce să fac, mă duc și mă joc pe calculator, că altceva n-am ce să fac, adică pe bune, stau aici la calculator, mă joc foarte frumos și cam atât, mă, ce... Dar Sel, ce tot vrei să-mi fac? Da, wow, din nou, a doua oară, wow, cât de tare ești. Bă, dar Sel, adică pe bune, mă, ți se pare că ești amuzant, mă, deși am și enervel, mă, cu toate astea, mă, ce... Da. Ok, deci dar Sel, tu mi-ai făcut din nou asta, mi-ai lăsat, stai aici, stai cam mult, și te-am văzut, așa, mersi, și ce cauți costumat așa, dar Sel, cum te-ai costumat din nou înapoi, ce înseamnă asta, spune și mie, ce înseamnă asta, ce ești tu așa? Bă, copile, tăi, grofiante, eu sunt tatăl tău, mă sun strict, ok, vreau ca tu să... Ce ești, mă, tu, mă, ce ești, mă, tu, tatăl, cu ești, mă, tu? Așa și stai puțin, cum poți să fii tu când tu ai bale la gură, ai față de copil, ești un copil mic și da, gen ești copil mic. Bă, stai puțin că, bă, de ce m-am trezit în casa asta, bă, stai că e casa din vis, mă, ce se întâmplă, mă, frate? Dar sper că nu mai dau de tot. Ok, de ce tot ca în vis, mă, ce se întâmplă, mă, aici, bă, nu, că trebuie să scam, stai puțin, bă, sper că stai din, mă, asta trebuie să fie un vis. Dar se le poți să-mi spui și mie ce înseamnă asta? Ok, fiancă, parafale, vreau ca tu, atunci mi-e un burger, ești fiancă, până atunci eu să te nu, stai puțin, de ce m-am trans, de ce eram în casa aia? Care casă? În fine, nu mai contează. Ce vrei tu să faci că nu te înțeleg? Vreau ca tu să-mi aduci burger și eu o să iau calculatorul pentru că calculatorul face rău pentru tine, că e fac nimic. Nu, băi, așa și mă duc și eu să-ți iau calculatorul. Ce crezi? Crezi că nu pot să-ți iau și eu calculatorul? Aia, mă, doamne, deja mă duc, aia, mă, că îți iau direct burger, măcar am făcut și am scutit drumul, iau burger, dar aici i-am că-i dat doar un burger, îmi zic că mai are doar un singur burger, mă, frate. Să-i facă, adică, pe bune, el își bate joc de mine, îmi bat și eu joc de el. Mă, ce, mă, uite, gata, ăsta e burgerul, tu unde ai venit? Ai căzut și tu pe acolo, ca fraierul? Nu, parafale, am eu metodele mele. Da, bine, acum ce mai vrei? Dăm calculatorul înapoi, de ce mi-ai luat calculatorul? Nu fii atent, ca să-i calculatorul înapoi, tu trebuie să mergi cu mine la mall și să-mi cumpăr ce vreau eu. Ce să fac? Să mănânc cu tine la mall sau ce? Îmi cumpăr ce vreau. Ce? Mă, dar să le te... Doamne, da, și cu ce putem să mergem noi, dar să le, dacă mașina nu mai e, că ai, nu știu unde ai dus-o. Stai, Rafale, fii antenă, noi o să mergem cu bărcuța. Ah, wow, foarte amuzant, dar să le asta care mă enervează, aia mă, că luăm și noi o mașină, dar ce, de fapt, hai să mergem la Alice acasă, că bă, poate e mașina ei aici, dar Alice, mă, dar chiar ce facem, Alice, bă, deja mă enervează, dar să ne enervam pe bune, dar mă, cel mai serios, nu știu care e faza cu el, de ce face și ea, mă, mașina, nu e nici Alice, bă, frate, Alice a plecat, mă, Alice a plecat, dar să le, Alice a plecat, știi ceva de ea? Nu, fii antenă, Rafa, vino, hai, bă, mă, de copile, hai, vă, hai, Rafale.
Gata, 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 mă, ce e ăsta aici? Ce ai făcut aici, Darusele? Ce e cu locul ăsta? E drive-thru, adică Rafael. Ce drive-thru, Darusele, că aici? A, intri pe aici. Mamă, cât de tare l-ai făcut și eu abia acum l-am văzut, așa, mă, și ce, bă? Unde, bă, unde, bă, alo, bă, unde ești? Bă, Darusele, bă, alo, bă, unde ești? A, ok, poți să mă duc acasă, liniștit, Darusele, a plecat acum, deja mă și energat, adică nu înțeleg. Rafael, vin după tine. Unde ești, mă? Unde ești? Că nu te înțeleg, mă. Unde, mă, Darusele, unde ești? Că nu te. Bă, ce caz? Ai, la mașina, gata, hai să mergem, Dar mașina noastră unde e? Uite acolo, uite aici. E și la mașina noastră, ce gândim cu altă mașină? Urcă o dată, hai, Darusele, nu mai fura mașina aia, sau cu e, alu' Alex, sau cu e? Da, e, ia lu' Alex, fii antre, bun Alex, habara. Da, Darusele, ești foarte ciudat, după ce că, deși nici nu vorbești toate cuvintele, Darusele, acum unde vrei să mergem, Darusele, adică pe bune? Fii antre, vreau să mergem la mall, ca să cumpăr ce vreau eu. Da, wow, cine ești tu, mă? Sunt tatăl tău, sect, ai înțeles? Vlăduța asta de Rafael, ai înțeles? Da, tatăl meu, stit, mă, ce Vlăduț? Bă, Darusele, stai puțin. Darusele, cum adică Vlăduț? Tu de unde știi de Vlăduț? Nu, vreau zic Rafael, nu Vlăduț. Păi, dar tu de unde știi de Vlăduț, întrebarea mea? Da, ce e Vlăduț? E gagicul tău? Păi, dar stai puțin, tu ai zis Vlăduț, Darusele, ești nesimțit cum? Adică, Darusele, tu mi-ai pregătit ceva, mi-ai pus ceva, m-ai dus în casă, că de-aia m-am transformat eu înapoi în casa aia când m-ai omorât, când ai dat în mine, Darusele, de-aia m-am teleportat în casa aia. Tu ce ai făcut, Darusele, ieri? Ia spune și mie, ce chestie ai pus tu în pahar? Ce ai făcut? Ce casă, mă, ce cu tine? Ce casă? Ce Vlăduț? Bă, am zis așa Vlăduț, că avem un prieten Vlăduț și m-a jucat cu el, unul, Vlăduț. Și cum arată Vlăduț? Păi are așa un păr negru, are tot albastru, frate, am un prieten Vlăduț care s-a jucat cu mine. Bă, dar are un tată așa de strict ca mine, tatălui, ca mine. Da, și da, tu acum stai să-l copiezi, nu? Păi nu! Păi da, stai puțin, Darusele, că eu aseară, adică m-am trezit așa dintr-o dată din pat și înainte să mă trezesc, am visat ceva ca și cum eu eram Vlăduț și aveam un tată strict pe nume Cornel. Ce? Păi da, asta ți-am zis și acum te văd puțin așa și mi se pare foarte ciudat. Adică tu de ce când te-ai costumat fix acum și s-a întâmplat visul ăla și mi-ai zis și același nume și același copil. Nu știu, normal că nu știu, Darusele, acum și ce vrei să facem, unde vrei să mergem, Darusele, că deja mă enervez, adică pe bune, ce înseamnă asta, ce vrei să facem, ia, aici sunt ursuleți, dar lui Ali, n-am ce să-ți cumpăr, Darusele, tu vrei să-ți cumpăr ceva și uite, ce să-ți cumpăr, televizoare, da, ai 1000 de televizoare, nu mai știi că ai cumpărat vreo 5 televizoare să le-ai frat, nu mai știi ce ai făcut tu? Vreau să-mi-l cumperi pe ăsta, că fiantă, o să ți-l pun la în cameră, vreau să-i fac cadou de Valentine's Day. De Valentine's Day, să-i cumperi lui Alice așa ceva? Să-i cumperi lui Alice sau să-i cumperi marei, Darusele? Ambele fiantele o să-i cumpăr asta lui Alice și lui Mara, eu să-l cumpăr pe ăsta și-l cumpăr lui Mara. Da, și tu știi măcar unde stă ea, că ea nici măcar nu ți-a spus unde stă, ți-a spus cumva sau nu știu eu? Nu mi-a zis. Păi dar n-ai fost niciodată la ea, pe asta exact, și tu cum îi dai ăsta, că crezi să poate ia căra cu astea? Păi da, fiantele o să vină la mine și o să mă duc la acasă și o să fac asta lui Mara și lui Alice o să ia televizorul ăsta, ghivat, ce fraieră. Da, ok, bine, dar să le, păi hai, ia-le de aici, dar să le ia-le și plătești totul, nu e așa mai bine? Eu mă duc să mă duc și la toaletă, că am și eu așa, dar să le după plătește că mă duc la toaletă. Bă, frate, ăsta chiar plătește. Mamă, cât de prost e, mamă. Deci m-am scuzat, dar să le, frate. Uitați-vă cât de prost. El se dă ca și cum că e tatăl string, nu știu ce film ești de el, frate. Da, uite, de i-am scăpat de el. Nu mai cumpăr practic le cumpăreri ca fraierul. I-am zis să le ia și vă că le cumpărei. Acum mă duc și la toaletă. Unde mai eram? În partea asta sau în partea asta? Uite, în partea asta. Mă duc și aici. Stau liniștit, frate. Aolo, cât de bine m-au deja, dar să le, ăsta e prea stresant. Adică, pe bune, nu înțeleg care e faza cu el, dar e foarte, foarte stresant. Hai să trag acum, gata. În sfârșit am terminat. Ies aici frumos și Darusele, unde s-a dus mă ăsta? Bă, unde e mă ăsta? Darusele, mă auzi? Bă, mă, unde e mă ăsta? O fi tot acolo în partea aia, mă, frate, că deja vedem, dar e bine că am stat eu acolo, mi-am făcut toate treburile alea, ia că facem pe aici parcurs frumos, mergem prin partea asta, trecem prin partea asta, mă, ce facem, mă, Darusele, ăsta? Darusele, ce fac? Mă, ce? Darusele, ești nesimțit? Tu, da, ești nesimțit, pe bune? Ce, Darusele, bă, Vlăduț, bă, da, bă, Vlăduț, am dat-o, ce cația, bă, Vlăduț, ești mult, bă, da, dar tu mă spune, bă, nesimțitule, ia te tu acasă să-ți faci tu temile, băi, bă, că cum adică, tată, vorbești prea urât, adică, bă, bune, ce zic, stai să stai puțin cu tată, mă, ce, bă, stai puțin, nu, bă, eu chiar, bă, cum am trezut, mă, te vrătesc, bă, ce se întâmplă, bă, nu pot să cred, ăsta iar e un vis, deci m-am trezit din nou un vis, mă, frate, nu știu care e faza, ce se întâmplă aici, dar din nou sunt Vlăduț, uitați-vă la mine, eu sunt Vlăduț, a, păi și bine acum, că dacă tatăl e cum ar veni Cornelie în partea aia, eu pot să mă duc acum frumos să mă joc pe calculator, stau foarte liniștit și nu mi se mai întâmplă absolut nimic. Mamă, ce bine, frate, dacă tot sunt într-un vis aici cu Vlăduț, cu astea mă pus la calculator, mă, stau foarte frumos aici, mă,
Vlăduț, bă, Vlăduț, ce faci, bă, 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 Vlăduț, mamă, bă, Vlăduț, da, îmi place casa ta. Mă, ce cauți aici, mă, Darusele? Și eu, deci, eu ce caut aici să am zis, Darusele? Bă, dar tu cum faci toate treburile astea, că nu înțeleg, Darusele, e în vin sau ce e, că nu înțeleg. Bă, 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 Vlăduț, dar da, tu, de ce ai făcea lui prietenul meu, bă, Vlăduț, ești bine? Cum adică, Vlăduț, prietenul tău? Mă, Darusele, cum adică, nu știi cine sunt? Bă, Vlăduț, ești bine, ia zi, ești bine, Vlăduț? Da, da, sunt bine, Vlăduț, sunt bine, sunt foarte bine. Bă, nu! Mă, dar să le zic, pe bune, cum faci toate treburile astea? Ce ai mai învățat de la vrăjitoare? Adică, pe bune, că ești prea înființit, cum poți să faci toate treburile astea, mă, Darusele? Ai, mă, dar să le zic, bă, tu, nu mai face, bă, prost, adică, pe bune, gata, m-am săturat, Darusele, cum faci toate treburile astea? Spune și mie. Mami! Acum tatăl meu de Rafael, nubu! Mă, ce, doamne, n-am înțeles absolut nimic. Bă, ăsta e un vis sau ce? Că nu mă înțeleg ce să mai întâmple. Chiar trebuie să mă mut din orașul ăsta să nu mai stau cu ei, că deja vedeți că cred că am înebunii, mă, frate. Ce suntem? Dar cum e asta? Mă pun și în patul, că practic acum sunt Vlăduț, mă pun în patul tatălui meu aici, stau frumos cu mâinile pe spate, așa foarte frumos, dorm aici, niciun stres. Dacă el nu e acasă, eu stau cu cum ar veni când pisica nu e acasă și are ce joacă pe masă, foarte frumos. Ne ducem aici, stăm. Aoleu, bă, frate, cred că chiar mi-e somn. Mamă, ce se întâmplă, mă, aoleu. Mă, ce? Tată? Bă, Vlăduț, da, tată, ce casă în patul meu, băi, simțule. Păi, dar nu mai vine acasă și am zis să mă pun aici că îmi e confortabil. A, bine, hai, bine, bă, fiată, ia-ți în camera ta și hai să ne culcăm, băi, ești foarte ciudat. Bine, da, foarte ciudat, tot ce sunt foarte ciudat, adică, bă, bune, uitați-vă la el, dacă mă duc înapoi, adică, toată situația este foarte ciudată, mă, nu înțeleg, eu am nebunit sau ce s-a întâmplat, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii, că nu înțeleg care e faza, adică, bă, bune, mă duc acum în cameră, mă pun și ia, mă, că pun și la, ce să mă culc, drajos, aici la pian să mai cânt sau astea, că mă duc și la un concurs de pian, dacă tot am pianul ăsta, mă pun aici, uite, când dansez, aici cum cânt foarte frumos, pam, 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 cât de tare, mă, frate, e bine că nu vine tatăl meu, că nu se trezește, că e ăsta așa mai încet, e foarte, foarte bine, ne punem aici, mă, să vedem ce se mai întâmplă, toate chestiile astea, ia, mă, gata, că nu mai vreau să mai pun, acum mă duc direct la somn foarte frumos, tată, ce faci aici? Vlăduț, ce faci, Rafael? Ia zi, ce faci, bă, Rafael, ești bine? Mama, spune-mi, cum faci trebuie asta, că eu nu mai înțeleg. E vin sau ce e ăsta? Ce vrăjitorii mai faci, că nu te înțeleg. Ia vino tu cu mine că vreau să arăt eu ceva. Da, du-te acolo, așa, rămâi acolo. Păi, dar ce mai vrei, dar să ești cam slab, ești cam fraier. Bă, fii antenă, Vlăduț, fii antenă. Fii antenă, te uiți, fii antenă. Așa, wow, dar să le mamă, dar să le... Dar zi, pe bune, cum faci treburile astea, că nu te înțeleg. Stai, bunci. Ah, wow, pe bune, adică și mă teleportez aici. Mă, care e faza, mă, că nu înțeleg ce tot întâmplă, mă, frate, mă. Dar să le vin prima, pe bune, care e faza, adică, pe... Na, nu, hai că mă pun, mă, stai, mă, că mă zic ca și cum sunt Victor. Eu nu mai înțeleg nimic, deja, uite, mă plin cu bicicleta pe aici. Am furat bicicleta asta, mă duc cu ea pe aici, pe stradă, niciun stres, mă duc pe aici. Tatăl meu nu se află pe aici, practic, Cornel, parcă-l chema, nu știu care e faza. Mă, da, Da, tu ce cauți, băi, noapte, frate, bă, Vlăduțule, mai ia, mai repede, hai, mă rog, bine, gata, uite, mai repede, așa, mult mai repede, foarte, foarte, îți place, Cornele, îți place, e mișto? Nu! Ok, na, eu chiar nu înțeleg, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii, că eu chiar nu pot să percep ce se întâmplă astăzi, nu înțeleg care e asta, mă pun la pian, dar pianul tatălui meu nu merge, bă, frate, adică, bă, bun, e cam fraiere, la așa de fel, mă duc aici... Da? Bă, copile, dar tu ce vrei să faci, bă? Ia zi! Ce vreau să fac? Voiam să te caut pe tine, că voiam să zic că ai un pian foarte prost și nu mai merge la ceva ți-ai. Ok. Pă bune, acum știi ce se poate întâmpla? Adică, pă bune, tată, trezește-te odată, ridică-te din... Aoleu, bă, frate, nu înțeleg, mă, dar cred că ar trebui... Mă, gata, sunt cu minte, gata, mă duc, dorm jos, ok? Ei, dorm jos, să nu te deranjez, bine? Ok, hai, pa! Ok, gata, ok, mamă, bă, frate, acum mă duc, vreau să mă duc... Mă, ce, ok, sper să nu mă vadă, gata, hai că nu mă văd, ok, no, da, ok, tată, da, noi n-avem o baie mai mare, unde mă spăl și eu? Că am văzut că acolo nu e, e doar toaleta. Vino, fiantelor, ia vino, ca ai vino-ncoa. Da, vino aici și ce se întâmplă aici, ia? Uite, fiantelor, vino frumos, uite aici, bă, copile, bă, Cornel, ia-te-te aici, așa, vino. Mă, stai puțin, mă, erai tu Cornel? Nu, eu sunt Cornel și celălalt Cornele, hai, mai repede, hai. Ah, Cornel și Cornele, am înțeles, păi și acum, mă, ce facem aici, bă, unde mă duci, bă, dar zi-mi pe bune, bă, dar să le cum faci toate treburile astea, când zic că știu că ești tu, cum faci toate treburile astea, adică, pe bune, zi și mie. Mă, bă, măcar așa, vino frumos.
fost vino. Mă bagi pe mine în seama să ai nesimțit, adică pe bune. A, se întâmplă la fel, vino, vlăduțu-te. Deci așa o să faci tu, baie. Da, da. Ca le plouat. Da, wow, dar să le mamă cât amuzant ești pe bune. Bă, fii antenă, bă, copilul, fii antenă, vă rog să ați like, subscribe. Și zic că așa se trebuie că așa, lași, fii antenă. Vă rog să dați like, subscribe, dacă știți că Arsene este cel mai bun. Și nu vă să aveți un tată, să-i ca Rafael ăsta, ca Cornelul Vlăduț. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.